Astăzi, mergând prin orașul Chișinău, n-am simțit atmosfera sărbătorii naționale a tricolorului. N-am simțit acea atmosferă de bucurie, de sărbătoare. Doar dacă am văzut tricolore, ca de obicei le vedem tot anul. Aș spune că sărbătoarea tricolorului pentru mine este în fiecare zi. În mașină am tricolorul, am în suflet tricolorul. Dar manifestații culturale, programe artistice, programe teatrale, promovarea tricolorului nu s-a observat. De aceea eu aș fi pledat mai mult această sărbătoare să fi fost inaugurat, să fie pe data de 31 august. Atunci, cu adevărat, orașul Chișinău, toate localitățile noastre sunt într-o mare de tricolor, într-o sărbătoare a limbii, a tricolorului, a scrisului latin. Iată, cam așa văd eu această sărbătoare. Dar poate cu timpul și sărbătoarea de 27 aprilie a luat o conotație importantă în ceea ce să promovăm demnitatea tricolorului nostru, steagul sufletului nostru.